Ja, ott is tücsé, csak kacos. Várunk el, akkor tartják el a gumivel leelre, akkor. Hála, bine că sunt la un nou episod de Minecraft. Ei bine, în acest episod ce am decis eu să fac e... Dacă în episodul anterior am făcut această construcție cu ele și i-am și adus. Futu-ți autoclicker-ul, mă, te pace că n-am artificii, tai să-l dezactivez. Bun. Vreau și eu să dau F1-ul și să fac așa și s-a dat F1-ul și s-a pornit autoclicker-ul pentru că tocmai ce am luat niște build ăsta și să stai așa să dai tu e cam complicat, nu sunt prea multe pe aici și mai repede merge cu autoclicker-ul, tu doar faci așa și se am toate. E bine, ce am decis în acest episod să fac este un lucru destul de simplu. Dacă în episodul trecut, cum am zis, am făcut acei spiriduși și albaștri, ei bine, în acest episod eu m-am decis să fac despre albine. Pentru că am nevoie de foarte, bine, nu foarte mult, am ceva nevoie de honey blocuri, honey, cum că ca să nu s-o fi numit toate alea. Și ca să fac rost de ele, am nevoie de o fermă. Și să nu mai fac aceeași casă ca sezonul trecut de Minecraft Let's Play, haideți de data asta să facem ceva mult mai șmecher și cu alt design de albină deasupra, pentru că vreau să fac o albină, dar altfel de data asta, așa că hai să ne apucăm de lucru, că e, sunt niște materiale de strâns, e, nu glumesc. Ok, aici sunt toate șulcările cu toate itemele, cum vedeți, sunt vreo 7 șulcări pline, aproximativ, și toate astea o să fie umplute. Așa că, cred că este timpul să dăm drumul la brațe, pentru că e o construcție destul de mare și trebuie să ne apucăm de ea. Dar înainte de asta, apăsați și voi, bă, butonul de aia, mai aveți episoade în continuare, iar hai să dormim, că să ne bune, să nu se face seara. Imediat, mă, imediat se face seara.
Ok, hai să ne și culcăm pentru că vorba aia. Ia s-a făcut seara. Bun, în sfârșit am fost și noi, am fost și noi socul la artificii pentru că nu prea mai aveam. Bă, și ferma aia mă mir că a făcut jumătate de chest în fiecare parte. Adică că dacă le adun am un double chest clean. Și mă bucur pentru asta că e micuță și uite și tu cât avem. Aceasta este minunata noastră construcție. Din acest episod, bă, a doua ceva să o fac. Acum am mult o albină care a ieșit și mi-a dropat capul și am pus-o direct în față acolo, cum puteți observa. Da, albinele astea, cum am zis, că nu sunt la fel cum am făcut-o pe cealaltă din sezonul trecut. Arată mai rotundă, așa, mai ca albină, practic. Uite că acolo mai trebuie să pun un bloc. Baga mea! Bă, oare asta e culoarea? Nu prea pare să fie asta culoarea. Acesta! A, yellow concrete. Yellow terracotta, forță, și am luat yellow concrete, talent. Runda a doua, boys. Acum chiar asta e culoarea, că vă știu că e mai închisă. Pac, frumos, gata, putem să zicem chiar acum, chiar că am terminat construcția. Și cum a arătat acel bloc, nu m-a întrebat. Ei bine, cum puteți observa, sunt două d-astea înalte. Aici în mijloc o să vă arăt imediat. Dar de fapt ați văzut și voi că v-am făcut un cinematic de ăsta mai de buget așa. Cât m-am descurcat și eu, domne, cât m-am descurcat și eu. Avem stânga, avem dreapta. Hai să mergem aici în stânga. Avem... Ce faci, mă, vrei să ieși? Doamne ferește, bun, dar înainte hai să fac un filmator. Am luat și niște flori și acum este timpul să le mulțesc, dar eu cred că o să tai astea pentru că se cam blochează ăștia și nu se mai mișcă, cum puteți observa. Ăsta e cam prins acolo, nu se mai mișcă el, nu înțeleg de ce și nu e singurul. Am mai pățit ca albinele să nu se miște din colțul ăla și chiar nu înțeleg de ce, așa că o să le tai. Bravo, mă, băgați-vă acolo să muriți, bravo. Bun, cum puteți observa, mai avem aici două de schimbat și... Mamă, de-astea... Cum am zis, bravo, băiți. Sunt deșteapte, n-am ce zici. Rândesc cu piciorul drept. Ah, dar poate să-l deschidă, dar nu cred că ajunge să și iasă, să fiu sincer. Ok. Sau? Ba nu, mai uite că sunt 4, nu? A, dar stai că... Ba uite că sunt chiar 4, da. A, perfect. Avem aici 4, aici o să mergem. Mă, sunteți handicapate? Avem 6 până acum, văd. Haideți să nu mai muriți. Haideți să nu mai muriți. Aici trebuie să vindem mai multe ori. Deci în dreapta trebuie să vindem mai multe ori să hrănesc pe ăștia. Acum dacă urcăm noi sus, avem aici niște chesturi goale. Vă dați seama? Bine, chestul ăsta mă normalizează. Dacă vin, pun ăsta și aici o să fie numai honeycomb, da, să fie chestul ăsta plin când o fi. Aici mă gândeam să pun sticluțele. Aici mă gândeam să-mi pun sticluțele cu miere. Aici blocurile de honey. Aici blocurile, nu știu, vedem de fapt cum le aranjăm. Că nici eu nu știu cum să le aranjez. Dacă vă place, apăsați și voi butonul de like, adora cât vă s-o fac. Ok, vreau să vă zic două lucruri despre mine. Eu sunt un mare dobitoc, știți, nu? Unul la mână, îmi pare rău că s-au câinele aia că latră. Dar latră de vreo jumătate de oră și mă uit pe cameră și nu înțeleg de ce morților latră, că nu-i nimeni la poartă. Și doi la mână, am zis și eu să stau, frate, puțin AFK aici, să se mai facă ăștia, să se ducă cooldown-ul, să pot să-i mulțesc chiar, să mai fac rost de niște beehive-uri de-astea și ce credeți că am făcut? La noapte am dat să mă culc și am băgat jocul în bar. Și după ce te culci, uite așa rămâne jocul. Bă, stai așa. Eu nu știu de ce am avut impresia că o să rămân așa, sau cel puțin că aveam ăsta pornit și puteam să stau și așa fără nicio problemă. Cred că am stat o oră și puțin AFK degeaba. Wow, bravo, mi, mare dobito, bravo, aplaudăm. GG in chat, boys, dobito cu curări. Bun, eu vreau să fac, niște, o fermă automată pentru aceste beehive-uri, să fac rost de foarte multe sticluțe, că, na, sticluțele pot să le farmez fiind manual, dar restul, cum ați văzut, când iau cu shears-ul, ați văzut că dă un anumit tip de honeycombs, am văzut că sumez, deci cu aia o să faci blocuri de honeycombs și de încearcă să faci honey blocks. Hai, că ar trebui să se numească, zic eu. Dar trebuie să vedem cum facem, să ducem jos. Cred că o să fac, dar am nevoie de niște trapdoor-uri și de niște scări. Și vorbesc mai așa, nu știu, mă, sunt supărat pe mine că sunt prea dobitoc și am stat afecat degeaba și acum mă așteptam să am o grămadă de dale. Uite că totuși ce s-au făcut acum. Mai devreme nu era niciuna. Nu, bă, gata, deja mai avem bucărie înapoi. Bun, nu așa. Stați puțin, nu așa. Așa, să zicem. Aici ai putea...
Așa. Tot o să vede, dar cred că mai bine las cum era înainte. Ai, e puțin mai micuț aici, dar ce să-și facem? Ce să-și facem? Vii aici, te duci câteva blocuri în jos, căriță, și aici trebuie să ne apucăm să facem, să minăm ce mai. Dar pentru asta am cam avem de un beacon, să fiu sincer. Acum ce am trebuit să facem? Să facem un beacon. E cam logică. Bum! Avem și ne haze 2 și acum ne apucăm de minat așa cum ar cam trebui să minezi, doamne, că altceva când minezi cu full beacon. Bă, gen, vreau să fie destul de mai ușor, aș vrea să fac gen 4, să cred, adică să vin pe scară, să am două pe partea asta, două pe partea asta, zic și eu, nu știu. Au trecut 2 ore, tot mă chinui cu aceste mișcări, pentru că am putut observa, sunt 70 de milioane. În sfârșit am făcut în așa fel să am o grămadă de albine, că de asta a durat 2 ore, că trebuie foarte mult să le mulțesc și acum, în sfârșit, m-am apucat să le pun și eu în sfârșit aici. Bine, ce am păcat, am pus 2 de-astea și când m-am apucat să sparg, vă dați seama că toată ne-a luat agro pe mine și câteva chiar m-au atacat și au murit. Acum ce ar trebui noi să facem este să luăm toate blocurile astea, să fac uite așa și să pun flori jos. Să mulțesc și acolo, în fermă, când o să fie, când o să scadă toate albinele astea, ca să nu mai vine ele după mine. Am un mulțit la albine, astăzi mi-a venit acru. Când o să mă culc diseară, adică mai încolo, o să visez numai albine. Că puteam să am și doar 2 albine în fiecare de ăsta, că pe mine chiar nu mă deranja, puteam eu după să le înmulțesc, dar hei, am zis eu să stau mai mult la lucru. Hai că acum, bine, în mod normal trebuie să mai fac partea asta, cum am și zis, dar cred că partea asta o să fac eu off-camera. Dar înainte de asta, haideți, domne, să fac designul de albină și pe jos și pe tavan și peste tot, să fie bine ca să nu fie rău. Și cred că aici ne și închidem, adică m-a pus să fac timelapse-ul și închid și episodul pentru că n-are rost să mai țin. Așa că dacă v-a plăcut ce am făcut în acest episod, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare și hai să vă las cu ultima bucată din acest video. Decât time-ups. Salut!